Fermierii pot să beneficieze de finanțare nerambursabilă prin măsura 6.1, instalarea tânărului fermier, dar trebuie să se grăbească cu depunerea proiectelor pentru că fondurile alocate la nivel național și așa mult mai mici decât în alți ani scad de la o zi la alta. Persoanele de până în 40 de ani care vor să se instaleze ca tineri fermieri și au nevoie de finanțare pot beneficia de fonduri nerambursabile prin măsura 6.1, care are ca sumă alocată la nivel național 11 milioane de euro, o valoare mult mai mică față de alți ani. Una dintre condițiile de eligibilitate este ca solicitantul să nu fi îndeplinit mai mult de 24 de luni de când s-a instalat ca tânăr fermier. Instalarea tânărului fermier, când grantul merge până la 50.000 de euro, ne eram stabil 100%, dar, din păcate, anul acesta au fost alocat foarte puțin bani comparat cu anul trecut. S-au alocat doar 11 milioane de euro la nivel național. Instalarea tânărului fermier presupune să se instaleze pentru prima dată ca șef al unei exploatații agricole un tânăr, tânăr însemnând o persoană sub 40 de ani, să aibă minim 18 ani împlinit și maxim 40 de ani la data depunerii proiectului. Din ce se concretizează, practic, fermierul își face un plan de afaceri din care va detalia acțiunile pe care el le întreprinde în cei 3 ani sau 5 ani pe care îi previzionează în activitatea pe care o va desfășura. Asta înseamnă că, practic, tânărul fermier nu mai desfășurat activitatea agricolă, sau chiar dacă au desfășurat activitatea agricolă, nu au desfășurat sub forma unei SRL sau o formă de organizare gen PSA, întreprindere familială sau întreprindere individuală. Practic, acum se autorizează pentru prima dată, condiția aici este să nu depășească 24 de luni de când s-o instalat ca tânăr fermier într-o formă de organizare, cum v-am amintit, pe ceasările ISE. Și aici discutăm de un puntaj, un capital al fermei, de minim 12.000 de ESO-uri. Din nou, ESO-urile se calculează în funcție de culturile deținute de fermier, deținute și preluate, că practic instalarea tânărului fermier presupune preluarea minimă exploatației agricole de la un cedent. Cedent fiind o persoană care renunță la agricultură în detrimentul tânărului fermier. Aici putem aminti criterii de selecție gen sectorul vegetal, unde legumicultura este punctată cu 30 de puncte, producția de material feritorii punctată cu 25 de puncte, iar agricultura cu 20 de puncte de selecție. Sectorul zootehnic e punctat cu 30 de puncte la bovine, 25 de puncte la apicultură și 20 de puncte la ordine și caprine. Criteriul 2 de selecție, principiul comasării exploataților agricole. Criteriul 3 de selecție, principiul nivelului de calificare în domeniul agricol. Acea practic se pornește de la studii medii sau practic nivelul 1 de calificare, unde se 10 puncte, adică presupune că fermierul a participat la cursul de calificare în domeniul agricol care o durată de minim 360 de ore, și au absolvit cu diploma, atunci vor primi 10 puncte. Dacă au studii liceale sau post-liceale în domeniul agricol, 20 de puncte și dacă vorbim de studii speciale, adică diploma de inginer în domeniul agricol, discutăm de 25 de puncte de selecție. Puntajul maxim 100 de puncte, puntajul minim de 10 puncte pentru luna august, e 90 de puncte pentru instalarea tânărului fermier, măsura 6.1. Ca și deadline, putem discuta la fel de 31 decembrie 2018, dar din păcat nu vom vedea acest deadline pe data de 31 decembrie, pentru că interesul fermierilor este sporit și eu preconizez că maxim în primele zile din luna septembrie se vor finaliza banii. Așadar, fermierii care au nevoie de finanțare nerambursabilă pentru proiectele proprii pot solicita ajutor prin măsura 6.1, un sprijin real pentru tinerii care vor să devină fermieri.